Acest program este sponsorizat de Superbet. În prima repriză, concurenții trebuie să găsească 5 răspunsuri corecte. Pentru fiecare avem câte 3 indicii. Răspunzi după primul indiciu, iei 3 puncte. 2 puncte după al doilea indiciu, 1 punct după cel de-al treilea indiciu. Cine are cele mai multe puncte va conduce cu 1-0 pe tabelă la pauză. La egal avem scor alb. Pentru că am ajuns la meciurile eliminatorii, vom puncta suplimentar cunoștințele despre istoria fotbalului. Așa că prima repriză se poate încheia cu scorul de 2-0 dacă echipa reușește să pună măcar o minge pe al doilea rând al stativului și chiar 3-0 dacă reușește să pună o minge și pe al treilea rând. În repriza a doua, concurenții trebuie să decidă care dintre cele 10 afirmații despre istoria fotbalului sunt adevărate și care sunt false. Fiecare răspuns corect înseamnă un punct, iar cine câștigă proba va pune pe tabelă diferența de scor. Scorul maxim al reprizei a doua poate fi 5-0, așa că oricine este condus la pauză poate întoarce meciul. Dacă ambii concurenți răspund la fel, punctul se decide printr-un penalty executat de cel care s-a anunțat primul. Pentru că este un show despre fotbal, vom ține scorul cu mingi. Pe lângă titlul onorific de campion mondial, cuplul care va câștiga concursul va merge chiar în Qatar, într-o aventură VIP la unul dintre cele mai așteptate meciuri ale turneului, Spania-Germania. Pentru echipele care se vor clasa pe locurile 2, 3 și 4, avem câte un televizor de ultimă generație de la Hisense, sponsor oficial al mondialului din Qatar. Finalistul va urmări meciurile de la Mondial la un televizor LED cu diagonală de 140 de cm. Echipele care vor juca finala mică vor pleca și ele acasă cu un televizor. Sunt cele pe care le vedeți aici în platou. Avem un televizor premium și pentru dumneavoastră, cei de acasă. După ce urmăriți acest episod, intrați pe pagina de Facebook a TVR și găsiți acolo concursul și regulamentul acestuia. În primul sfert de finală se vor confrunta echipele care au învins în primele două optimi. Prima optime a fost câștigată absolut surprinzător de Ecuador. Cu scorul de 3-0 Ecuador? Wow, ce optime a fost aceasta! Am avut un adversar de temut, cu cunoștințe solide, dar cred că victoria ne-a aparținut pentru că am reușit să ne menținem calmul în momentele cheie. Porecla acestei naționale este elefanții. Coasta de Fildeș. Exact, coasta de Fildeș aduce Ecuadorului 2 puncte. Soții Panait au reușit să elimine echipa familiei Pițigoi, deși porneau din postura de lucky losers. Bravo! Sunt pe ce că apere Anglia, dar când ce ajunge în poartă, Ecuador mai pune o minge. Am pierdut! Acest atacant croat a fost campion în Bundesliga și Serie A, iar în Spania a câștigat Supercupa. Mario Mandzukic. Wow! Sunt corect. Exact, corect și foarte rapid, 3 mingi pe statist pentru Ecuador. Deși nu au reușit să califice nici Olanda și nici Spania, familia Panait duce Ecuadorul în sferturi și demonstrează că sunt una din echipele puternice ale concursului nostru. Noi suntem Ecuador și am bătut Anglia cu 3-0! Victoria ne aparține! Așteptăm cu nerăbdare următorul meci pe care, desigur, vă promitem că vom câștiga! A doua optime a fost adjudecată fără probleme de Argentina, care a învins Australia cu scorul campionatului, cel puțin până acum, un 7-0 care nu lasă loc de interpretări. Argentina? Ivan Perisic! A fost în 1974, sub un alt nume decât cel din prezent. Argentina? Zair. S-a înființat în 1923, iar imnul său este considerat cel mai frumos al unei echipe din România. Rapid. Argentina! Este vorba de Rapid București! Și acum începem să auzim și imnul!
Argentina ne arată că sunt niște pretendenți la titlul de campion mondial. Aș miza pe Argentina. 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 Iar meciul din seara asta va fi un meci între două familii care își doresc trofeul. Evident, doar aici, la Mondial în Familie. Eu aș vrea să ne menținem același tonus, aceea stare de spirit pe care am avut-o și cu meciul cu Anglia și cred că sunt capabil să fac o surpriză și în sferturile de final. Doamnelor, domnilor, bună seara și bun găsit la Mondial în Familie! Ca de obicei, eu sunt Ana Maria Popescu. Și eu sunt Pavel Popescu. Și astă seară avem primul meci din sferturile de finală. Cine cu cine? La Argentina întâlnește Ecuador. Hai să vedem! Buenas tardes y mucho suerte. Arriba, arriba. Gracias, gracias. A, e din, nu, asta e din, de la altă echipă. E de la altă echipă, iertare. Pregătiți pentru primul indiciu? Da, da. Pentru 3 puncte. Această echipă națională a marcat primul ei gol la Cupa Mondială chiar în minutul 1 al meciului său de debut. Niciun răspuns. Al doilea indiciu. A participat la primele 3 ediții ale Cupei Mondiale, dar apoi a așteptat peste 30 de ani pentru a se califica din nou la turneul final. România. România! Aduce 2 puncte pentru Argentinei. Și cu aceasta, tu știai că am marcat chiar în primul minut la meciul de debut? Deșu. Da, păi am citit înainte să... Bine, și știi că a fost și eliminată de două ori la rând de la Cupa Mondială în urma loviturilor de departajare? Am citit toată foaia înainte să începem emisiunea. Deci, nu pot să te surprind cu nimic? Doar cu prostii. Hai! Așa, uite, vezi, ți-ai atras din galerie. Întrebarea numărul 2. Bine, hai! Acest jucător a câștigat 3 titluri și Liga Campionilor cu Ajax și un titlu de campion al Angliei cu Arsenal. Argentina? Marco Vermaers. Exact, el este. 3 mici pe stativ Argentina și la Cupa Mondială din 1994 acest olandez a fost desemnat cel mai bun tânăr jucător. Și timp de un deceniu, până în luna februarie acestui an, a fost directorul sportiv al lui Ajax. Și acum ce mai face domnul Marc? Dacă nu mai e director sportiv. Ești la pensie, eu știu. Am înțeles. Hai să vedem dacă știi primul indiciu la cea de-a treia întrebare. Este singurul fundaș lateral care a fost pe podium în clasamentul pentru Balonul de Aur, după anul 2000. Cel de-al doilea indiciu. Are 125 de meciuri în Naționala Braziliei, pentru care a jucat la cupele mondiale din 1998, 2002 și 2006. Cafu. În păcate nu este vorba despre el. Mingea jos Argentina și mergem la al treilea indiciu. Fundat stânga Galactic, a câștigat de 3 ori Liga Campionilor cu Real Madrid și un campionat mondial cu Seleção. Roberto Carlos. Exact, Roberto Carlos. Va aduce prima. Ah, și dacă tot e de Brazilia, stai, pot să fac o prostie? Dar nu e o prostie, o prostie s-ar putea să fac eu. Dar e o schemă, doamna, foarte tare. Doamna, aștept să nu te accidentezi, da? Am 3 încercări! Al doilea indiciu. Al doilea indiciu. Și... Nu m-am accidentat, asta e cel mai important. Ești pe plus. A patra întrebare? Go for it. Născut în Maroc, a debutat cu un hat-trick la Naționala Franței în 1953. Cel al doilea indiciu. Între 1953 și 1960 a marcat 30 de goluri în 21 de meciuri pentru Franța. Just Fontaine? Exact, el este, care va aduce 2 pe stativ.
și deține recorduri pentru cele mai multe goluri marcate de un jucător la o singură ediție a Cupei Mondiale. 13, pare că a fost norocos. Pentru el. Numai 13 norocoase. Numai 13 norocoase. Hai să vedem ce zice cea de-a cincea întrebare. La Cupa Mondială din 1986, această echipă a dat numai puțin de 12 jucători naționale sovietice. Argentina? Dinamo Kiev. Dinamo Kiev este. Care va aduce 3 mingi pe stativ. Ia uite, a dat două baloane de aur, a câștigat Cupa Cupelor de 2 ori. Și fără să te uiți aici, de fapt, tu oricum ai citit, spune cine este antrenorul acestei echipe în prezent. Deci Alcescu. Bravo! Bravo! Parcă meciurile trec mult mai repede, acum că suntem în sfertul și ne apropiem de meciurile finale. Dar am ajuns la final de repriză, care se încheie cu scorul de 2-0 Argentina. Mergem la vestiare! Noi nu ne-am lăsat mai prejos, cel puțin în prima repriză. Am reușit să ținem cât de cât piept Argentinei. Când am reușit să punem două goluri pe tabela de marcaj, avantajul ne-a oferit o liniște pentru cea de-a doua repriză. Cu multă energie ne-am întors de la vestiare pentru cea de-a doua repriză. Proba adevărat sau fals începe chiar acum. Afirmațiile pentru domn. Pele s-a accidentat în al doilea meci din faza grupelor și nu a mai jucat deloc la Cupa Mondială din 1962. Este adevărat sau fals? Afirmația este adevărată. În singurul meci complet jucat în Chile, scor 2-0 cu Mexic, Pele a marcat un gol. Și o minge pe stativ pentru Argentina. Cea de-a doua afirmație. Anglia a înscris doar 11 goluri la Cupa Mondială din 1966, cele mai puține dintre toate câștigătoarele trofeului. Este adevărat sau fals? Afirmația este falsă. Spania e campioana mondială cu cele mai puține goluri înscrise. 8 goluri. Încă o minge pe stativ pentru Argentina. Cea de-a treia afirmație. Seria record de 1142 de minute fără gol primit a lui Dino Zoff s-a încheiat în meciul Argentina-Italia, scor 1-1, din prima fază a grupelor de la Cupa Mondială în 1974. Este adevărat sau fals? Afirmația este falsă. Haitianul Emmanuel Sanon a pus capăt invizibilității lui Zoff în meciul Italia-Haiti, scor 3-1. Și aici pare că domnii și-au făcut o coreografie proprie, că eu citeam și toți spuneau steagurile. Ajungem la 3 sferturi din întrebare. Hai că mai aștept, hai stai că nu s-a terminat. Colegii din camera VAR au fost ceva mai atenți decât noi aici și îmi transmit că Argentina este cea care a ridicat fanionul prima în timpul regulamentar, să mă exprim așa. Și este momentul să mergem la cea de-a patra afirmație. Italia și Uruguay sunt singurele naționale care și-au câștigat toate titlurile mondiale fără a avea vreodată în lot stranieri. Este adevărat sau fals? Afirmația este falsă și Anglia în 1966 a câștigat singurul său titlu de campioană mondială doar cu jucători din competiția internă. Ultima afirmație pentru domn. Brazilia este țara care a marcat cele mai multe goluri din istoria Cupei Mondiale. Este adevărat sau fals? Afirmația este adevărată. 229 de goluri. Și un penalti pentru Argentina, care a răspuns prima. Doamnelor, este rândul dumneavoastră să intrați în scenă. Prima afirmație. Ambele goluri marcate de Florea Dumitrache la Cupa Mondială din 1970 au fost din penalti. Este adevărat sau fals? Afirmația este falsă, doar cel cu Cehoslovacia a fost de la 11 metri. Bravo. Minge pentru Bravo. Argentina pe stativ, vă rog. Cea de-a doua afirmație. 4 meciuri de la Cupa Mondială din 1990 au fost decise la penaltiuri. Este adevărat sau fals? Afirmația este adevărată și un penalti pentru Ecuador pentru răspunsul corect. Ronaldo a marcat ambele goluri ale finalei Brazilia-Germania de la Cupa Mondială din 2002. Este adevărat sau fals? Afirmația este adevărată și mie mi s-a părut că tot Ecuador a ridicat prima fanionul. Cea de-a patra afirmație?
Germania a avut cel mai bun atac la Cupa Mondială din 2010 cu 16 goluri. Este adevărat sau fals? Afirmația este adevărată și din nou Ecuador ridică prima. Fanionul? Semifinala Franța-Belgia, scor 1-0 de la Cupa Mondială din 2018 a fost decisă de golul lui Kylian Mbappé. Este adevărat sau fals? Afirmația este falsă. Umtiti a marcat unicul gol al partidei. Și de această dată Argentina este cea care a ridicat fanionul prima și are de executat un penalti. Hai să trecem la treabă pentru că meciul este tensionat deja. Hai să vedem, începe runda penaltiurilor. Argentina are de executat două. Da, băi! Hai, apără, apără, apără! Ecuadorul e pe față. Și mingea, practic, se întâmplă magie la noi în platou. Intră în poartă, iese din poartă, nu știu ce s-a întâmplat, dar este gol valabil, nu? Doamna trebuie să pună o minge pe stativ. Exact! Hai să vedem și cel de-al doilea penalti. Ecuadorul în poartă, să vedem dacă poate să aproape să pareze acest șut, dar mingea intră în poartă, încă o minge pe stativ Argentina și acum este rândul doamnelor. Trei penaltiuri de executat pentru Ecuador, unul pentru Argentina. Mă distrez un pic. Bine, ne-am părțit? Ne-am pregătit amândouă. Așa? Ne-am părțit. Eu trebuie să ne părțit. Poate să fie portar, dar Ecuadorul șutează! Oh, bine! Încă poartă primul din cele trei penaltiuri. Să vedem. Păi poze, mai câte. De ce facem, doamnă? Legi genunchii degeaba. Cel de-al doilea penalti pentru Ecuador. Ecuador, te rog să pui o minge pe stativ. Pentru stau eu aici. Ecuador, insist, pune o minge pe stativ. Este ok când te fură, când te fură meciul, așa se întâmplă. Peisajul m-a furat peisajul. Hai să vedem ultima execuție. Ultima. Bine! Argentina are și ea de executat un penalti. Doamnele sunt pregătite. Măsoară pașii! Și din... Argentina transformă și acest penalti. Ce mai faci? Minge care nu-și mai are rostul pentru că deja s-a atins diferența maximă de 5 goluri în cea de-a doua repriză. Și practic mergem la vestiare să ne pregătim pentru următorul meci din sferturi cu scor. După ce anunțăm scorul de 7-0 pentru Argentina. 7-0 Argentina la Mondial în familie! Avem echipă, avem valoare. Avem echipa cea mai tare. Vamos, Argentina! Meciul cu Argentina a fost unul dureros. Plângem acum la final. Meciul s-a încheiat. Noi am fost eliminați, din păcate. Meciul cu Ecuador a fost foarte strâns, ca să zic așa, prin prisma emoțiilor, fiind un meci cu eliminare, dar munca, perseverența și dedicarea și gândirea analitică a soțului meu și-au spus cuvântul în acest meci. Da, din păcate n-a reușit să producem o nouă surpriză în meciul cu Argentina, la fel ca în meciul cu Anglia. Clar, Argentina a fost echipa mai bună, deși și noi nu ne-am lăsat mai prejos, cel puțin în prima repriză. Am reușit să ținem cât de cât piept Argentinei. După aceea, în a doua repriză, s-a văzut experiența lor și valoarea lor. Dar eu nu-mi găsesc cuvântul. Și, prin urmare, rezultatul a fost unul oarecum previzibil. În cea de-a doua repriză am atacat
încă de la început cu toate forțele, astfel încât să reușim să facem un avantaj cât mai mare pentru a sta pe final liniștiți, ceea ce s-a și întâmplat, victorie mai mult decât lejeră, 7-0, mergem în semifinale, de aici încolo se poate întâmpla orice. În primul rând, valoarea. Valoarea, să și-a spus cuvântul acum, mai ales în a doua repriză. Chiar dacă de multe ori s-au văzut surprize la acest campionat mondial când scorurile au fost întoarse în a doua repriză, noi nu am reușit să facem acest lucru. Atmosfera de la meci a fost nemaipomenită. Tribunele au susținut cele două echipe. Noi cu ai noștri, ei cu ai lor. Ai noștri s-au bucurat până la urmă, ceea ce ne-a adus și nouă o satisfacție pentru că am reușit să-i facem fericiți. Starea de spirit m-a făcut să șutez pe lângă. Am ratat, nici n-am văzut bine, asta este. Nici poartă n-a ținut cu noi. Acum o să, nu știu, cred că o să fac o plângere mai târziu. Sincer, chiar dacă am pierdut, noi o susținem. Am învins Ecuador cu 7-0. Suntem în semifinale. Vamos, Argentina! Baftă! 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 Brazilia? Mario Zagallo. Mario Zagallo. El este. 3 minci pe stativ. Avea doar 38 de ani. Când a câștigat, eu doar completez. Când a câștigat Cupa Mondială ca antrenor. Winston Parks. Zică-ți din Timișoara. Dar de ce? Asta era marea problemă. Asta era problema. Da, că nu-mi venea, pur și simplu. Este adevărat sau fals? Nu. Ce mi-a plăcut mie cel mai mult este că doamnele au dat aproape toate răspunsurile corecte. A doua repriză a fost destul de grea, pentru că portarul este foarte bun la ei. Doamne, deci deja tribunele sunt foarte pline de viață. Și... Al doilea sfert de finală se vor întâlni câștigătoarele optimilor 3 și 4, exact ca la mondialul care începe peste o săptămână. În cazul nostru, Brazilia și Belgia. Echipa este cunoscută sub denumirea de pădurari. Nottingham Forest. Exact! Yes. Belgia a avut o misiune ușoară cu Costa Rica, iar echipa domnului colonel Titi Costan s-a calificat fără probleme în sferturi. Eu sunt bucuros că am reprezentat țara ciocolatei și că am câștigat acest meci care ne-a dat posibilitatea să ne calificăm în etapa următoare a sferturilor. De data aceasta îl așteaptă un meci greu contra Braziliei, dar când suntem între primele 8 echipe din lume, nu mai există meciuri ușoare. Această națională a participat la Cupa Mondială doar o dată, în 1938, când a suferit una din cele mai severe înfrângeri din istoria competiției, 0-8. Brazilia? Cuba. Răspuns corect. Din primul minut de joc și o semifinală în aceeași competiție. Steaua? Steaua este. Și îți aduce 3 minci pe stativ. Brazilia? Walter Zenga. Corect. Da, noi suntem aici să aprobăm. 3 minci pe stativ. Cosmin Contra. Și alte 3 minci pe stativul Braziliei. Ne-a făcut să pierdem cunoștințele mele, care au fost puțin la limita cu adversarul, care a știut tot. Din păcate. Să ia el 23 de mici pe stativ, nu e posibil așa ceva. Cred că a fost blat. Adversarii sunt foarte citiți. Eu n-am văzut în viața mea un om care să știe atât de multe.
Îți trebuie mult timp să acumulezi atâtea informații. Incredibil! Brazilia transformă, te rog să pui o minge pe stativ, transformă acest prim penalti, mai are încă două execuții. Hai, Mare, l-am câștigat. Okay, eu cred că o să câștigăm noi, deci, Brazilia. Doamne, sper din toată inima că noi o să câștigăm Brazilia, adică Brazilia va câștiga. Ne-am întors cu un nou meci spectaculos aici la Mondial în familie. Cel de-al doilea meci din sferturile de finală în care se întâlnesc Brazilia și Belgia. Și? Fluier de start! Pentru 3 puncte. Această națională a debutat la Cupa Mondială din 1998, când a reușit să câștige un meci. Vă rog? Honduras. Răspunsul este greșit. Jos, mulțumim. Este doar a doua echipă din Caraibe care s-a impus într-o partidă la Cupa Mondială după Cuba în 1938. Jamaica. Despre Jamaica este vorba, care aduce 2000 pe stativul Braziliei. Și cum li se mai spune acestor băieți? Reggae Boys. Reggae Boys. Ei sunt. Iar și-l du-o la. Bine că știi tu samba. A jucat pentru Brazilia la două ediții ale Cupei Mondiale și a antrenat-o la alte trei. Brazilia? Mario Zagallo. Mario Zagallo. El este. 3000 pe stativ. Avea doar 38 de ani. Când a câștigat, eu doar completez, când a câștigat Cupa Mondială ca antrenor. Al doilea cel mai tânăr tehnician din istorie care a cucerit trofeul. Practic, eu dacă mă fac selecționer, peste două luni... Selecționer de? De selecționate. Așa. Un fel de formator de formatori. Și în 1970 a devenit primul om care câștigă Cupa Mondială atât ca jucător cât și ca antrenor. Ca la tenis. Capitan jucător, capitan nejucător sau ca la Mondial în familie, prezentatoare de umplutură și prezentator serios. El mai serios. El mai serios. Hai cu indiciu. Această echipă de club a dat numai puțin de 8 jucători în loturi mari naționale a Ungariei la Cupa Mondială din 1954. Brazilia? Honved. Honved. Despre ei este vorba. Au avut și o echipă extraordinară de scrimă. Cred că încă mai au. Și de polo. Practic, Honvedu se bate la toate sporturile și aduce 3 mingi pe stativul Braziliei. E, da, uite ce scrie aici. Citește tu. Echipa a fost eliminată de Steaua în drumul spre victoria din Cupa Campionilor Europeni din 1986. Da. Și printre marii jucătorii a domnilor, să vedem, care au evoluat la această... echipă, dacă vrea să doar așa, pentru cunoștințele noastre. Ferenc Puskás. Sándor Kocsis. Și Lajos Detari. Cred că i-am pronunțat bine da, numele. Da, da, da. E ok. Ăla a fost un pic mai încoa, parcă, Detari. Da. Da, se numără da. Printre marii jucători. E mai tinerel, de asta nu a fost până acum în emisiune. Simt așa că m-ai complimentat foarte tare când ai zis că e mai tinerel. Încep să mă ia emoțiile. A, nu era cu direcție. Și cu emoțiile să. Hai să mă descurc. De patra întrebare. Exact, primul indiciu. A reprezentat Costa Rica la Cupa Mondială din 2002 și a jucat două sezoane în România. În prima ligă din România are 49 de meciuri jucate între 2008 și 2010. A evoluat pentru Poli Timișoara, înscriind de 6 ori în campionat și o dată în Europa League. Winston Parks. Zică-ți din da, Timișoara. Da, de ce? Asta era marea problemă. Asta era problema. Da, că nu-mi venea, pur și simplu. Asta era, nu înțelegeam de ce sunteți așa de supărat pe domnul mă care autoflagelez. Am înțeles. O minge doamnă, pe stativ. O minge pe stativ, vă rog frumos. Credeam că v-a dezamăgit atât de tare la unul dintre aceste goluri. A, sau șase au fost foarte puține în campionat, nu? Putea mai mult. Putea.
Am înțeles. La mondialul din 2002 am scris împotriva Turciei, 1-1. Meciul s-a jucat la Incheon, în Corea de Sud. Da. Unde s-a jucat? La Incheon. Corea de Sud, știi că eu știu cu Corea, atâta bătaie am luat de la coreeni în toată cariera, încât n-am cum să... Asta că ai câștigat când a trebuit. Hai să vedem dacă tu spui indiciul ăla când trebuie. A jucat la Inter și AC Milan, dar și la Barcelona și Real Madrid. A fost campion mondial în 1994 și 2002 și finalist în 1998, marcând în total 15 goluri la turneele finale. Ronaldo. Ronaldo. Aduce două mingi pe stativul Braziliei, pentru că la ultimul indiciu, cu siguranță și cei care n-au nicio legătură cu fotbalul au auzit în viața lor de Il Fenomeno. Asta o știam din Sosu. Toată lumea știe de Il Fenomeno. Sau mai degrabă, cum a spus și reprezentantul Argentinei, din Sosul. Ăla e Ronaldinho, cred. Da. M-am corectat. Ronaldinho. Eu oricum nu mă pricep. Mai au și o stânga, dreapta, zic așa e. Semănau, păi, erau brazilieni. Au fost colegi la națională. Tu ar trebui să te pricepi la faptul că noi avem în platou Brazilia și nu Argentina. Zi-o pe aia cu da, ai dreptate, că aia îmi place cel mai mult, cum sună. Da, dragă, ai dreptate. Deci, practic, ăsta este indiciu de 5 minci. Am ajuns la finalul reprizei, gata. Scor 3-0. Mulțumesc! Repriza întâi ne-am descurcat bine, am venit foarte pregătiți și montați pe rezultat bun, am terminat cu 1-0 prima repriză. Da, ne-am descurcat foarte bine în prima repriză, am reușit să punem din nou 3 mici pe stativ, am avut un avantaj confortabil la pauză. Doamne, deci deja tribunele sunt foarte pline de viață, deja ne scandează nume de țări, e foarte, foarte mișto atmosfera. Am revenit de la vestiare și începem repriza a doua, după ce fluiera arbitrul. Eu știu că a concentrat că abia așteaptă să-mi fracturez limba la prima afirmație, nu? Te ajut? Nu, mulțumesc! Ai luat meditații în pauză. Da? Prima afirmație pentru domn. Turcul Ilhan Mansız a marcat ultimul gol de aur din istoria Cupei Mondiale. Este adevărat sau fals? Afirmația este adevărată. În sferturile de finală a Cupei Mondiale din 2002 contra Senegalului. Și cred că Brazilia s-a grăbit și a răspuns corect. O minge pe stativ, Brazilia. Cea de-a doua afirmație pentru domn. Deși nu a câștigat titlul mondial în 1954, Ungaria rămâne echipa cu cele mai multe goluri marcate la o ediție a Cupei Mondiale. Este adevărat sau fals? Afirmația este adevărată. 27 de goluri în 1954. Și un penalti de executat pentru Brazilia, chiar dacă ambele răspunsuri au fost corecte. A treia afirmație. Celebra secvență de driblinguri a lui Dumitrache de la meciul cu Anglia de la Cupa Mondială din 1970 a fost întreruptă de faultul lui Bobby Moore. Este adevărat sau fals? Afirmația este falsă. Faultul a fost comis de Alan Müller. Și aici, în platou, ambele răspunsuri au fost greșite, dar Brazilia a fost cea care a ridicat prima fanionul. Cea de-a patra afirmație. Chilianul Carlos Casei a fost primul jucător din istoria Cupei Mondiale care a primit cartonașul roșu la ediția din 1974. Este adevărat sau fals? Afirmația este adevărată. S-a întâmplat în meciul RFG Chile. Scor 1-0. Și o minge pe stativul Belgiei. Ultima afirmație pentru domn. Steaua, Dinamo și Universitatea Craiova sunt singurele echipe din România care au dat jucători naționale la Cupa Mondială din 1990. Este adevărat sau fals? Nu. Afirmația este falsă. Gheorghe Liliac, al treilea portar din lot, venea de la Petrolul Ploiești. Și încă o minge pe stativul Belgiei care a dat răspunsul corect. Domnilor, predați fanioanele, vă rog. La Cupa Mondială din 1982, mingea oficială a fost Adidas Tango. Este adevărat sau fals?
Afirmația este falsă. În Argentina, în 1978, s-a folosit această minge, o minge pe stativ Brazilia. Tango, spune ce-aș ție, dar îți pun șoldurile probleme. Deci eu abia aștept, eu abia aștept să te văd cum te descurci cu samba. Pentru că știu eu că reprezentanta Braziliei are coreografia făcută. Vreau să te văd pe tine cum reușești să ții pasul. Cred că o să am puțină treabă la vestiare, dar pe mine nu mă întreabă nimeni nimic. Cupa Mondială din 1970 este singura la care a participat naționala Israelului. Adevărat sau fals? Afirmația este adevărată, răspunsuri corecte în platou, dar mie mi se pare că Belgia este cea care a ridicat prima fanionul. Dacă mi se poate confirma, vă rog, din camera VAR. Belgia, mi se confirmă, are de executat un penalti. România și Argentina au fost în aceeași grupă și la Cupa Mondială din 1990 și la cea din 1994. Este adevărat sau fals? Afirmația este falsă, doar în 1990. În 1994, cele două echipe s-au întâlnit în optimi răspunsuri corecte la noi în platou și tot Belgia este cea care a ridicat prima fanionă. Croația a cucerit medalia de bronz în 1998, iar Davor Šuker a fost golgheterul turneului cu 6 goluri. Este adevărat sau fals? Afirmația este adevărată și de această dată penaltiul merge la Brazilia. Portugalia a fost eliminată în optimile de finală ale Cupei Mondiale din 2002. Este adevărat sau fals? Afirmația este falsă. Portugalia a fost eliminată din faza grupelor, iarăși răspunsuri corecte și Brazilia a fost cea care a ridicat fanionul. Ce mi-a plăcut mie cel mai mult este că doamnele au dat aproape toate răspunsurile corecte. Vezi ce doamne pricepute avem noi în platou? Dacă doamnele au întotdeauna dreptate. Nici nu trebuia să fluier. E, tu fluier acolo. Hai să vedem. Portarul Belgii pregătit pentru 2 secunde. Prima este transformată de Brazilia. O minge pe stativ. Hai să vedem și cea de-a doua execuție. Aproape de vinciu și a doua execuție. Încă o minge pe stativ Brazilia. Doamnelor, să vă vedem la treabă. 2 execuții. Așa. Pentru Brazilia și 2 pentru Belgia. Hai să vedem. Bravo! Este foarte amenințătoare doamna din Brazilia și a arătat unde șutează. Mingea nu s-a dus chiar acolo. Portarul belgian a fost pe fază și a apărat primul penalti. Și mingea trece pentru portarul belgian. O minge pe stativul Braziliei, vă rog. Astăzi, nu doar ieri, a fost super ofertă. Ca să-mi justific prezența aici, în emisiune, este ok. Domnul are puțină treabă, nu vă faceți griji. Stai liniște că nu te-a văzut. Stai liniște că... Ok, a câștigat, este în semifinale, niciun fel de probleme. Am uitat să pun minge. A pus-o Ana. Câteodată când te fură competiția, hai să vedem, Belgia are 2 execuții. Wow! Razant trece această minge pe lângă portarul brazilian. Belgia, te rog să pui o minge pe stativ. Hai să vedem și a doua execuție. Și mingea aproape că intră cu tot cu portar în plasă. Încă o minge pe stativul Belgiei. Și... Hai! Hai, dai mingea, dai la poartă. Asta ca să înțelegeți de ce eu mă ocup cu vorba în această emisiune. Scor final care este, nu vă supărați? 4-0 Brazilia. Meciul pe care l-am disputat cu echipa Brazilia a fost un meci destul de dificil. Atâta timp cât Brazilia, cum era de așteptat, este o echipă foarte bine pregătită și care
cu siguranță va accede la titlu. Meciul cu Belgia a fost minunat, mai ales că l-am câștigat și am reușit să trecem mai departe în competiție, să ajungem în semifinale. N-am lăsat garda jos, fiindcă în meciul trecut n-am fost foarte departe de eliminare și ne-am concentrat poate un pic mai mult acum, ca să nu mai avem probleme în repriza a doua și, într-adevăr, lucrurile au decurs în favoarea noastră și în repriza a doua. A doua repriză a fost destul de grea pentru că portarul este foarte bun la ei și la fel atacanții sunt foarte pregătiți și am și luat două goluri, dar cu toate astea am reușit să-i învingem. Belgia mi s-a părut o echipă destul de puternică, mai ales că doamna șutează destul de bine, dar astăzi am avut noroc că am luat avans și am tranșat meciul destul de facil. Ne-am bucurat pentru faptul că am avut ocazia și șansa să jucăm în compania acestei echipe, pentru că am câștigat mult în experiență și probabil ne va folosi în viitor. Meciul cu Brazilia a fost unul foarte interesant, deși nu ne așteptam să câștigăm, ne așteptam să fie un scor puțin mai strâns. Cu toate astea, ne bucurăm că am reușit să ajungem până în sferturi cu echipa Belgiei și le urăm mult succes mai departe celor din Brazilia. Hei, suntem Brazilia! Și tocmai ne-am calificat în semifinale după ce am bătut Belgia cu 4-0! Hai, Brazilia! Hai, Brazilia! Ne-am întors cu un nou și ultim sfert de final aici la Mondial în familie! Dar nu este un ultim sfert, este cel de-al treilea sfert. Au făcut schimb de amabilități pe tunel până să intrăm în teren. Batu, o fi existat vreodată în istorie un asemenea jucător cu numele de Batu? Irlanda de Nord? Irlanda? Răspuns greșit, dar pot să bat acum, Irlanda. Nu ai spus că acest răspuns îl știam și eu. Înainte să citesc. Da, eu cred că tu le știi pe toate, dar în fine. Am revenit cu cea de-a doua repriză. Și eu sunt tot aici. Să nu credeți că ați scăpat de mine. Este adevărat sau fals? Afirmația este adevărată. Nu înțelege cum de unde să fi știut doamna acest răspuns. Și din nou mi se pare că este un fel de photo finish aici în platou. Cum face mingea când trece, când se duce? Și semifinalistele sunt Brazilia, Argentina și... Scor final, care este, nu vă supărați? 4-0 Brazilia. Eu merg puțin la coafor, ne revedem la Mondial în familie. Nu, era la departajare. Nu, erau aici, dar eu am două. Doar? Păi asta e, dacă tu dai gol, se termină. Dar s-a terminat, că am 6-0. Dar am 6-0. Da, în 6-0, cum să se termină? Da, termină de la antrenatorul meu. De aia e că doar domnii au. Gata, da? Facem așa. Așa facem. Okay. Hai să vedem, începe runda penaltiurilor. Argentina are de executat două. Da, băi. Hai, apără. Padorul e pe față. Acest program este sponsorizat de Superbet.